Manual de utilizare pentru fotoliul de masaj Therapeutix de la Comoder. Pe partea din spate a fotoliului găsiți butonul de pornire sau oprire generală. Dacă nu se va folosi fotoliul o perioadă mai îndelungată de timp, se recomandă oprirea generală sau scoaterea din priză a acestuia. Fotoliul se poate porni ținând 5 secunde apăsat butonul lateral al tabletei. Sau ținând 5 secunde apăsat butonul de pe brațul drept. De aici selectăm intensitatea pernelor de aer. Delicat, potrivit sau puternic. După selectare, fotoliul se va rabata pe spate și va începe procesul de scanare inteligentă. Putem opri rabatarea prin apăsarea butonului Skip. În caz că se dorește o setare implicită, se va da Skip. Procesul va dura până la 30 de secunde. Dacă nu suntem mulțumiți de poziția detectată a umerilor, putem ajusta după cum se vede. Pe ecran avem următoarele informații. Numele programului activ. Timpul rămas din sesiunea de masaj. Pernele de aer care sunt active în acel moment. Dacă rolele de la talpă sunt active și intensitatea acestora. Dacă frământarea la gambe este activă. Setarea intensității pernelor de aer se poate face și ulterior, de la aceste butoane. Intensitatea pernelor de aer pe zona superioară, respectiv zona inferioară. Intensitatea 4D a rolelor de masaj. Viteza tehnicii de masaj. Poziția umerilor poate fi ajustată oricând de pe butonul Shoulder. Intensitatea 4D poate fi ajustată de pe tabletă sau de pe butoanele de pe braț. Viteza tehnicii de masaj se poate ajusta doar pe tehnicile manuale de masaj. Intensitatea pernelor de aer de pe partea inferioară și superioară este reglabilă pe 5 trepte. Încălzirea la spate se poate activa sau dezactiva, o linie roșie apărând pe tabletă când aceasta este activă. Comanda vocală se poate activa în 3 moduri, apăsând butonul de pe tabletă.
zicând "Hi Alice", după care comanda dorită, sau atingând pictograma microfonului de pe brațul stâng. Dacă se dorește oprirea completă a comenzii vocale, se va intra în meniul de setări. Viteza rolelor de la talpă este reglabilă pe 3 trepte sau ele pot fi oprite complet. Frământarea la gambe se poate activa sau dezactiva. În meniul auto găsim cele 20 de programe automate. Alternativ, putem apăsa consecutiv butonul auto de pe braț. Din acest meniu putem ajusta toți parametrii legați de poziția fotoliului, ridicarea suportului de gambe, coborârea suportului de gambe, retragerea suportului de picioare. Extinderea suportului de picioare. Ajustarea individuală a suportului de picioare. Ajustarea poziției de înclinare a fotoliului, spătar plus suport de picioare. Ajustarea individuală a spătarului. Pozițiile 1 și 2 de Zero Gravity. Din meniul de setări putem schimba următoarele. Activarea sau dezactivarea funcției Bluetooth. Activarea sau dezactivarea comenzii vocale. Limba de afișare. Momentan este disponibilă doar engleza și chineza. Din meniul Health se pot determina parametrii care vor putea ajuta la personalizarea masajului. Pentru a începe procesul de detecție, așezați un deget pe senzorul aflat pe brațul stâng, după care apăsați Start. Fotoliul va detecta parametrii despre microcirculație, oxigenare sau ritm cardiac pentru a genera un program terapeutic personalizat pentru dumneavoastră. Alegem dacă dorim să pornim programul special generat. Tehnicile de masaj manual pot fi acționate după cum urmează. Prima dată se va selecta una dintre cele 11 tehnici de masaj. Tehnica de masaj frământare va acționa timp de 20 de minute într-un punct fix. Mutarea zonei reglabile sau a punctului fix de masaj se va face prin ținerea săgeții în sus sau în jos. Distanța dintre role nu se poate schimba în această tehnică de masaj. Este necesară schimbarea tehnicii de masaj, de exemplu bătaie ușoară sau shiatsu, după care se poate selecta una dintre cele 5 distanțe dintre role.
pot acționa toate pernele de aer pe zona superioară, respectiv zona inferioară. Intensitatea pernelor de aer se poate regla pe 5 trepte. În caz că se dorește ca rolele de la spate să nu efectueze nicio tehnică de masaj, se va selecta stop și zona de acționare la punct fix. Așa fiind posibil să acționeze doar pernele de aer din zona selectată. Toți acești parametri pot fi salvați folosind meniul de Memory. Pentru salvare se va selecta un slot de memorie din partea superioară a meniului. Aceste sloturi de memorie vor memora inclusiv și eventualele modificări aduse programelor automate. Pentru a folosi programul salvat, se va selecta slotul de memorie dorit din partea inferioară a meniului. Putem schimba tehnica de masaj și de pe ecranul principal. De asemenea, și zona de acționare a rolelor de masaj. În meniul de Customize putem seta doi utilizatori. Pentru a folosi programul, vom alege pictograma de mai sus. Pentru editare, vom da Custom Edit. Aici selectăm direct toate setările pe care le dorim, precum tehnica de masaj, zona de acționare, intensitatea 4D, viteza tehnicii de masaj, pernele de aer active și intensitatea acestora. Respectiv căldura la spate, rolele de la talpă și frământarea la gambe. După care dăm Save pentru a salva setările. Ajustarea timpului de masaj se va face după cum se vede. Pentru oprirea completă și revenirea la poziția inițială a fotoliului, se va apăsa butonul de pornire-oprire. Sau ținând apăsat 5 secunde pe butonul de pe braț. Vă rugăm să așteptați ca fotoliul să fie în poziția lui inițială, pentru a vă da jos din el. Notă importantă! Acest fotoliu este programat în așa fel încât, după terminarea minutelor setate de masaj, fotoliul va rămâne în poziția rabatat pe spate, pentru a rămâne relaxat în el până când simțiți nevoia să coborâți. Pentru a-l aduce la poziția inițială, va fi necesară pornirea fotoliului, după care oprirea acestuia. Relaxare plăcută, alături de fotoliile firmei Commodore.